domnul președinte al Parlamentului, domnilor și doamnelor, mă voi referi astăzi la patru aspecte pe care nu le consider cele mai grave, dar sunt foarte grave. Primul, declarații controversate și foarte obraznice. Stimați cetățeni, chiar astăzi în sală v-ați convins la câte declarații obraznice au fost de la această tribună pronunțate. Apropo, eu de fiecare dată am dreptate, ca și cu această afirmație. Să știți că eu respect legea de fiecare dată. Dar să trecem la subiect. Ce se întâmplă oare dacă măcar un ministru din cei precedenți spunea că oamenii nevaccinați care se îmbolnăvesc nu trebuie tratați din contul statului, dacă refuza să răspundă la întrebările jurnaliștilor sau să declare că prețul vaccinului este secret? Dacă nu știți, vă spunem noi. Toată presa liberă și independentă, toți experții erau să-i sară în cap și să vină cu acuzații sau chiar cu tractoare că ministrul trebuie să plece. Și la sigur, un oricare alt ministru pleca, dar guvernarea actuală își continuă activitatea, fără careva remușcări. Vaccinarea în condiții inimaginabile și contrar tuturor protocoalelor de vaccinare este al doilea aspect. Mesajele guvernării legate de vaccinare au fost deseori chiar deplasate, limitându-se la amenințări, la forțarea vaccinării obligatorii. Doamnă ministru, de ce dacă un grup mare de cetățeni își dorea un anumit vaccin abia acum și, nu știu, poate probabil din cauza moțiunii, ați inițiat negocierile pentru acest tip de vaccin? De ce nu este făcută publică informația pentru respect față de cei care au donat, s-a spus chiar de la această tribună, câte doze de vaccin, deci doar citat pentru respect față de cei care s-au donat, câte doze de vaccin au fost distruse din motivul expirării termenului de valabilitate? Nu pot să nu am încredere în această afirmație. Ori am citat-o de la o emisiune, de la un oficial care la sigur că cunoaște informația dată. Aceste acțiuni responsabile din partea guvernării au dus la o scădere bruscă a numărului celor care se imunizează. Vaccinarea s-a transformat într-un dezastru. Și da, vreau să vă amintesc despre vaccinarea în stradă, despre care a vorbit toată societatea și toată presa. Și recent aflăm că Ministerul Sănătății nu este responsabil de cazul dat. Atunci pentru ce avem nevoie de un ministru care gestionează acest minister și care a vorbit foarte mult despre vaccinare astăzi? De asemenea, un alt aspect sunt nemulțumirile angajaților din sistem. Da, în sistem sunt o mulțime de nemulțumiri. Aceste nemulțumiri vin de la gestiunea pandemiei, cu care mulți medici nu sunt de acord. Aceste nemulțumiri vin de la cele 40% cu care nu le-a fost majorat salariilor. Și da, doamna ministru, unde sunt banii, ce identificați în proiectul nostru de lege în luna aprilie? De asemenea, nemulțumiri vin de la cei care nu s-au vaccinat și în caz de îmbolnăvire nu o să primească cele 16.000 sau indemnizația cu părere de rău pentru deces. Apropo, doamna ministru, blocul de la Vorniceni au fost bugetați pentru anul 2021 bani. Unde sunt banii, fiindcă blocul nu este funcțional? Al patrulea aspect, antirecorduri continuă la decese. Aici am să-i spun doar două fraze, că aveți o expunere absolut neclară în pofida existenței reglementărilor corespunzătoare, iar o scuză nu este suficientă pentru haosul creat. Ideea că la noi tot este bine nu este corectă. Astăzi, în timpul moțiunii, două decese pe etaj cu o cunoștință care stă cu COVID și captopril adus de acasă, fiindcă nu era în spital, caz concret. Chiar dacă s-a anunțat că nu mai suntem în cod roșu, suntem în cod portocaliu și deja trebuie, putem să ne relaxăm, nu este așa. Multe țări au trecut de la un val la altul. Dacă continuăm tot așa să gestionăm pandemia, e greu de făcut prognoze pe viitor. Nu mai revenim la viața ca de obicei niciodată cu așa o guvernare a ministerului. Această moțiune simplă nu pune nici ministerul, nici sistemul medical în banca acuzațiilor. Această moțiune simplă critică declarațiile controversate, lipsa foarte evidentă de performanțe a ministrului responsabil cu sănătatea, cu viața noastră, a tuturor. Nu trebuie să fie epidemiolog, virusolog sau chiar medic
pentru a înțelege că situația a scăpat de sub control. 30 secunde, vă rog. Și pe final, doamna ministru, cetățenii stres că vă doresc să plecați. Uitați-vă la un sondaj creat acum, probabil în timpul acestei moțiuni. 93% vă spun, plecați din postul de ministru al sănătății. Vă mulțumesc!